Pace și Hristos a înălțat. Astăzi facem o rețetă, dăm bătrânii noștri, bunicii noștri făcea așa ceva. De la mine putere că pun morcov și ghimbir. Asta de la mine, ceva rețetă mai modernă. Da, dar originală îi fără ghimbir. Chiar și fără morcov. Adine, nu. Și acum... Că mine nu merge, Natalia. Să punem prima dată... Mami! Maral. Dar de ce ai făcut așa? Că nu o să ridic sau nu și am o idee. Ce idee? Nimic. Păi prea sus acum. Da, că am făcut o idee. Ai avut o idee? Da, se ridică, are... Da, acum e prea înalt, aia vrea să spună. I-a avut o idee să ridice puțin, dar acum e prea înalt. Păi îi prea înalt. Acum sau scaunul. Nu, hai, acum poți să stai, hai. Eu las să stau scaunul. Nu, bine. Nu, hai, Angie, și filmează, tată. Păi... Așa. Uitați eu... aici ce avem. Așa. Așa. Nu ești mai înalt, am. Mamă, ce miroase mărarul ăla. Minunăție. Îți miroase, Natalia? Că tu ești răcită, puiul meu. Așa. Iată, așa vine mărarul. Acum punem castravețe. Iată așa. Uite, Natalia, așa se pune castraveț. Știi? Uite așa. Pui așa. Hai să punem și morcov. Nu știu dacă fac bine că pun morcov, dar asta e. Încercăm. Păi e lăsat și la Natalia câțiva. Știu câte mă ajunge, că numai 2 kg jumătate. Trebuie să iei mai mult. Dar știu că și la Natalia le place. Trebuie un sare iei. Puiul meu pe el. Mm-mm. Îți place fără sare? Mm-hmm. Dacă vrei, să aduc sare. Nu, mm-hmm. Da? Stai. Asta fac. Uh-huh. Uite așa. Și, ea începe. Nu mai mânca cu tot cu coajă, să nu spice rău. Știu că zice că coaja e vitamină, dar mai câteodată spică rău la fel. Mami. Uh-huh. Bravo. Foarte bun. Da. Spune, Natalia, merge. Acum curățăm ghimbirul. Butele astea le las deasupra. Cade jos, Natalia. Să știți că la noi, în bucătărie, la Angie, că acolo e mai cald, o încolțet ghimbirul. Sincer. Și ăsta are puțin colț. Păi încolțește, dacă îl pui în pământ. Cum ăsta? Să încercăm. Cum ăsta? Ce? Ăla nu-i bun puiul meu. Vrei așa? După așa pune la frunte. Pune la frunte. Nu! Ah, mănâncă. Asta îmi place mie. Păi da, e amar. Nu e amar. Nu e amar? Ok. S-a pierdut pasărea de măsă. Auzi, plânge după ea. Nu auzi că o găsește. Strigă, mami, unde ești, mami? Da. Ăsta e loc de hrea. Să fie mai iute, mai picant.
Astăzi m-am întâlnit cu o doamnă care ea probabil locuiește, n-am întrebat așa multe, locuiește în Arad, dar are pământ în Zărand, deci înseamnă că ea e zărândană. Dar așa drăguță, așa faină, Doamne, dă-i sănătate. Trebuie să mă întreb și cum o cheamă. Că m-a plăcut de ea tare mult. Și avea o dantură perfectă. Ha! Așa dinți frumoși au avut. Nu puș, a ei. Uh-huh. Foarte faină. Ha? Unde te-ai întâlnit? În piață, da? La obor. Doamna care am vorbit cu ea, nu știi? Care a zis că ar cunoaște ea cumva până Ana Florica. A, e de la noi, de la biserică. Eu știu că e de la noi, de la biserică, dar cred că îi din Zărand, fiindcă a zis că soțul ei parcă are pământ în Zărand. Uh-huh. Știi? Dar trebuie să o întreb cum o cheamă, că nu știu. Asta chiar nici eu nu știu. Mamia! Mamia o cheamă? Wow! Când te întâlnesc în piață, Mamia spun! Mamia! Așa o cheamă? Da cum? La tata ei. Nu înțeleg ce spui. La tata ei. La tata ei? Păi, nu știu pe tata ei. Mai trebuia să iei castraveți. Mai aș vrea un morcov să se vadă frumos. Da? Da. Păi nu poți să pui morcov în loc de castraveți. Dar de ce? Păi dacă nu-ți ajunge. Dar mă ajunge. Cine s-a spus că nu mă ajunge? Nu știu ce să zic. Hai să vedem. Vreau să mă duc la Nana Florica, fiindcă să-mi povestească cum a fost cu nunta, cum toate alea, ce s-a întâmplat, ce s-a petrecut pe acolo. Vreau să știu și eu. Mami! Trebuie așa. Așa trebuie. Ei, uite cască, fete! L-a pus aici în sticlă. Să dau înapoi? Okay. Castravetele ei. Nu se pun unge așa. Acum am picioare. Asta e așa. Și fac picioarele mai mici. De ce am tăiat și așa? Lasă că o fac. Mă punem crăstăveți la soare. Ce fain arată mușcata asta. Care mușcata? Dă-i altă sosă. De ce ai găsit-o? Zici că e și iepure. Ok. Ma, Natalia, stai cu minte, mama. Natalia? Stai cu minte. Uite ce ți intră pe la urmă. Fac ca iepuraș. Ah, faci ca iepuraș? Faci ca iepurașul. Pup eu iepurașul meu, care a știut poezia. Mă bucură foarte, foarte mult, m-am bucurat. Dacă vreți să știți, am și plâns de bucurie. Sincer. Și am spus la Daci să nu filmeze, că eu am plâns. Când am văzut pe nepoata mea că nu mai a fost aia care e rușine, a spus poezia așa de frumos. Numai că microfonul a fost el așa un pic cu ecou. Că și la... speriat! Lasă să vorbesc. Și la alții copii au fost microfonul așa, că era cu ecou. Oh,
Dar acum ce spune păsările noastre, Natalia? Se ceartă acum. Că au venit mama el. Da? Da, și ce spune mama? Spune, hai să te culc. Nu. Nu? Nu, copilul ceartă pe mamă. Unde ai fost? De ce m-ai lăsat? Unde te-ai dus? Am strigat după tine. Așa zice, au acolo. Uite cum se ceartă. Scandal. Scandal, că de ce l-a lăsat? Păpui aici, singur. Vezi? Și ăla zice că angi, da? Da. Da. Oh, acolo, ce discuții, mă. Eu am ia casca. Uite asta, uite asta, că chiar nu încape. Te rog. Mai și-l spală. Na, oameni buni? Na, oameni buni? Eu m-am pus căstrăveți pe vara asta, ia că eu am. Ia că am pus căstrăveți în zon. Uite, aici trebuia ceva. De ce nu m-ai spus, Andrei? Da, eu n-am văzut. Uite gaură. A fost pe partea aia la altă. Și vrei să scot așa și să fac chiar cum trebuie? Eu fac, că am răbdare. Numai dacă îl întorci pe ăla, știi, să stai în picioare. Așa, vezi? Mai bine, stai numai să-i mă papo. Mă papo. Mă papo, nu veni aici. Era că am ajuns în iunie, mai este iulie, august și iar vine toamna, septembrie, octombrie, în fiecare o an. O toamna! În fiecare ei, an eu, toamna din 15-20 octombrie eu fac foc. Clar, că nu pot eu să stau în frig. Când afară plouă și vreme urâtă, noi din 15-20 octombrie facem foc. Mai ales că am avut și pe Natalia. Copilul când doarme se mai dezbracă, se mai... și frig. Gata, și vor liniște uite, cafelile. Uite, sucul că cafelul. Că la iepure, uite. Ai făcut exact ca iepure ai mâncat. Da. Mai spune-și tu, Angi, ceva. Ce planuri ai? Ce mâncare faci astăzi? Nu fac mâncare. Dar ce faci? Fac un desert. Ah. Desert? Da. Serios? Ceva fain. Înseamnă că tot pe mine ca de mâncare. Da. Ok, eu aș mânca zamă. Că de mult am mai mâncat, sincer. Că tot așa am fost fugitivi în ultimul timp, am făcut numai așa repezală, dar eu astăzi aș vrea să mânc o zamă liniștită, așa, o supă. Da, văd ce fac.
Păi până se crește, durează, să zic, o săptămână. Mai un pic și vine Mirela. Păi și are murătură. Șterge-te pe față, tăte cu... Șterge-te pe față, că tot e mai putare, unde să mai pun? Da. Nu mai intră, nu mai... Uite, mai este unul. Cape. Așa. Nu, nu cape. Ce bata? Așa. Așa asta. Așa. Așa. Ațuc mânuța ta. Hai, bine. Nu ai văzut? Eu mă șoc. Mai ai unde să-l pui și pe ăla? Așa la soare. Am văzut că am mașină cu apă. E gata. Astea sunt așa numai de... de formă. Uite așa. Ia ca așa. Pe să nu te uzi. Așa, acum, ei, am uitat astea. Da, e umplut acolo de aici. Eu, că nu le las. Astea-s mai faine. Spune Natalia, mărar. Mărar. Mărata. Bravo. Mărara. Ăsta lui mărar. Mărara. Mămara. 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 Uite-mi. Ce-ai tu, mamă? Ăsta-i mărar. 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 Spune Natalia. Mărar, 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 da. Mărar. Și avem și bâte care ține mărarul sus. Adică nu sus, jos. Așa. Mă le prea lung. Da. Mhm, eu ți-am zis. Natalia, nu te juca cu apa. Hai să arătăm. Vedeți? Ce bine am pus! Bine, bine, foarte bine! Ia ești de uite, arată, arată, arată! Ceva interesant! Fiindcă nu mai se poate ridica în sus! Rămâne acolo! Mai pui? Păi dacă am... De ce să nu pun? Mai pui boate. Asta nu mai vrea. Să mă asculte. Așa. Acum, aici avem 3 litri de borcanul și 2 kg jumate de castraveți. Acum la 3 litri punem apa. Un litru?
Un litru jumate, cred că îți trebuie de apă. Cam așa. Eu prim acum un litru. Ăsta e de un litru, da? Da. Punem apă rece. Deci apă rece. Deci am un litru de apă. E mai mult. E mai mult un litru? Da, e mai mult de un litru aici. E pus pe ăsta. Hai să zicem că e un litru 100, un litru 200, 300, 400, hai, cred că ți ajunge apa asta, cred, nu știu. Cam un litru 400. Acum avem sare. Deci o lingură de sare se pune la un litru de apă. Și fiindcă a fost mai mult de un litru, eu pun și asta. Așa. Amestecăm. Să vedem pe cine sare. Păi stai că încă nu dizolva tot toată sarea. Pune așa încet. Așa. N-am cuvinte ce miroase mărarul. Mărarul, da. Deci, mai pui un pic de apă să mai pui. Un litru jumate de apă, da, să zic. Un litru jumate, cum am spus. Atât trebuie. Un litru jumate. Acum cât e? Uhu. 400. Căciule. Dar cred că 200 îți trebuie. Sau 100. 200 de apă mă trebuie. Oh, că mi se opt. Doamne, și nu mai ce-am băut cafă. Și vremea asta ne cam obosește. Eu mai pun sare. Uite, papa. Cred că e prea multă apă acum. Da, eu ți-am spus că e prea multă. Prea multă, da? Și... Da, nu, asta e. Mai las. Da, bine, a! Acum cât e? 150. Cam așa. Plecați, plecați. Am spus eu. Da. Nu e că tot. Că s-a rezolvat. Ați văzut ce simplu? Simplu, simplu. Deci castraveți murați de vară, nu? Da. Întâi tot cu apa aia te joci. Și acum mai punem pălărie. Dacă mă vede dânsa... Da, nu stai ea. Lasă aici, trebuie să se facă acum. Eu Sonic. Lasă-mă să spun. Dacă pun aici, nu vine muscă, nu vine ploaie, că eu trebuie să pun afară castraveți ăștia la murat. Dar de ce nu pui o farfurioară mică? O farfurioară mică, nu? Dar de unde așa mică? Are ea mea, că se topește. Se topește? La soare. Trebuie ceva de ceramică. Știi? Nu, uite aia. Invers, invers. Așa. Vezi?
Să nu pic. Ta-da! Eu am aici, dar nu-i voie, că el fermentează acum, știi? Și așa. Și acum punem afară pe pifnița. Până atunci o fac curat ca să-i fac Angel poză și după aceea îl punem la pifniță. Sus pe pifniță. Sus pe pifniță, că acolo e soare și din cauza aia îl punem acolo, că bate toată ziua soarele pe pifniță și din cauza aia. Foarte fain. Da, să stea la soare și atunci în câteva zile s-o acrit, nu? Da. Așa. Da, acum eu trebuie să iau. No, sorry. Bunica a uitat să pună ceva. Am uitat să pun usturoi. Lasă-l așa. Așa las. Și-l pun aici. Dar gata. Ia uite că s-a desfăcut deja. Asta e bâta care am pus-o în plus. Păi prea în plus ai pus-o. Ia că punem și usturoi. Ce faci în timp? Nu. Să joacă fata mea. Da. Ce da? Da, de unde? Hai că ai reușit. Am reușit. A mers cum a mers. Mai pun un așa. Mai un. Nu-i prea mult. Nu. Cum zice Mari, să fie bogăție. Da. Mari, dacă vii la mine, îți dau crăstăveți acri. Dacă mere Eva la mare, Mari, dragă, pune crăstăveți. Că și așa nu se face. Și îți pune acrituri. Ce ți-au făcut la ani? De ce l-au făcut la ani până acum? Nu se pune oțet, la așa ceva nu se pune oțet. Aceasta a fost realizarea mea. Eu vă spun că să puneți, că o să iasă. Să vedeți numai ce castraveți bune, o să am eu, cu morcov, cu ghimbir, cu usturoi, cu mărar. Foarte gustos, foarte bun. Noi vă dorim pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi. Vă îndemn să vă puneți castraveți de vară la murat. Da. Castraveți la murat. Vă dorim numai bine, pace, la revedere! Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 14 aprilie 2024. Conduți copiii pe calea Domnului. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Proverbele 22, versetul 6. Când copilul tău începe să umble și să vorbească, începe să semeni cuvântul lui Dumnezeu în inima lui. Lucrul acesta nu este o garanție că nu o va lua pe căi lăturalnice. Mulți dintre noi nu am înțeles la început, dar în cele din urmă am înțeles. Asigură-te că el știe care este calea Domnului. Imaginează-ți un somon care iese din nou în Severn, râul britanic cel mai lung și cu cel mai bogat debit,
apoi când se maturizează, înnoată în aval și începe îndelungata migrare spre Atlanticul de Nord. Somonul înnoată mii de kilometri. Apoi, ca la comandă, și începe călătoria lungă înapoi spre locul în care a apărut pe lume. Și el nu numai că localizează locul pe unde a intrat în ocean, ci și estuarul, râul și golful precis de unde a fost eliberat. Într-o relatare susținută de dovezi, se spune că un somon și-a croit drum printr-un canal de scurgere, a dat la o parte un capac greu cu plasă de la o țeavă verticală înaltă de un metru și a ajuns în același bazin în care a luat ființă. Semne specifice făcute pe aripioarele sale notătoare au confirmat lucrul acesta. Acest verset învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea, ne spune că dacă le dăm copiilor noștri să guste din bunătățile lui Dumnezeu când sunt mici, când vor îmbătrâni, lumea nu le va satisface gustul și ei se vor întoarce la rădăcinile lor spirituale. Fă-ți așadar cu credincioșie partea și fii încrezător că Dumnezeu și-o va face pe a sa. Rolul tău acum este să-i îngrijești, să-i iubești, să-i instruiești și să te rogi pentru ei. Partea lui Dumnezeu este să-i aducă înapoi. Și-o va face, pentru că El îi iubește mai mult decât îi poți tu iubi. Susur blând, ai venit, ce faci aici, m-ai întrebat, îndurerat, ți-am răspuns, n-am biruit, sunt urmărit, cei răi vor viața să-mi curme, rămăsăm singur și mă ascund, cum de ești, Doamne, aici cu mine. Vino lumină, nu te ascunde, încă o mie luptă ca tine, nu te amăgi, crezând că singur ești pe pământ. Ascultă-mi glasul, susurul dulce, mergi înainte să faci ce spun, eu îți sunt tată, umblă cu mine. Oh,
sunt tată, umblă cu mine, crede acum.